Mandorlini în această cupă cujană extrem de compactă și pragmatică. Apare pe teren în amicul public numărul 1 aici la Timișoara, Augustus Constantin. Și probabil de că asta i-a spus Curtean, a fost penalti acolo, să știi. Da, iată-l pe Cristi Bud. Bud intră chiar acum, intră chiar din minutul 46. Să vedem dacă Traore va reveni de la cabine. Băieții au grijă să-l informeze pe Augustus Constantin că a greșit împotriva lor și tocmai probabil să-l preseze, da, să-i sugereze, să-i sugereze să repare din, din acea eroare. Deocamdată n-a venit Traore. Traore a luat roșu în meciul tur, într-un moment în care CFR-ul domina jocul și părea capabilă să câștige. Da, a fost vreme de 18 minute în inferioritate numerică clujenii în meciul tur. Traore este schimbat, se știe. De altfel, Clujul știe să joace foarte bine în inferioritate numerică. A dat numai puțin de 2 goluri cu Dinamo în Cupa României la cel 2-1 din semifinale de la Cluj. Iată și schimbarea lui Traore cu Bud. Lista de exemple este destul de lungă, poate că nu e timpul să citesc acum. A mai dat Clujul, a mai dat gol în inferioritate numerică cu Dinamo și în campionat în retur. A fost eliminat Deac la cel 2-1. A bătut și pe Astra cu 1-0, a fost eliminat Nuno Claru în minutul 44. A dat 2 goluri cu Sparta Praga cu 2 oameni în minus. E drept că cu 2-3 în prelungiri. Și lista continuă, dar nu mai e timp. A început repriza secundă, hai să vedem repede cele două echipe. Timișoara cu Taborda, Bonfim, Nibombe, Cișovski, Șepși, Curtean, Alexa, Bourceanu contra Goga și Mansur. Clujul cu Nuno Claro, Panin, Cadu, Piccolo, Leonardo, Mureșan, Botone, Peralta, Deac, Culio și Bud. Contra este nervos. A fost o intrare dură a lui Alex asupra lui Peralta. O intrare întârziată și argentinianul se resimte. O intrare întârziată. În fine, Peralta s-a ridicat. Nu știu câtă premeditare a fost în gestul capitanului Timișoara. Și rămâne de văzut cum se schimbă fața atacului clujean după intrarea lui Bud. Bud este mai rapid, mai mobil, dar nu este la fel de eficient în duelurile aeriene, precum Traor. Iată și pe Culio. A punctat cu Dinamo la acel spectaculos 2-2 de la Cluj. O centrare periculoasă a lui Velozo. Clujul încearcă acum pe flancul drept, Deac. Trage cu stângul și intervine foarte bine Taborda. Deac a deschis scorul în finala Cupei României de anul trecut, pe care CFR Cluj a câștigat-o cu 3-0. Un meci plin de incidente. Ce șut bun a prins acum Deac. Și a așezat mingea pe stângul, a evitat atacul apărării, apoi a tras sănătos pe coțul. Manuel Culio bate acest corner. Început energic al Clujului, lovitură de cap a lui Mureșan. Revine Culio. Deac este liber la bara a doua, centrarea lui Culio blocată de contra și un șut centrare. Foarte violent a fost șutul lui Gabi Mureșan. Să zic că am avut senzația că a fost și deviat un pic de Bonfim. A fost. Foarte bună preluarea lui Goga, a fost la un pas, dar a reușit să treacă și de cel de-al doilea fundaș. L-a depășit pe Panin, însă a fost blocat la timp. Aruncare de la margine a brazilianului Bonfim, care în returul trecut a jucat la Gloria Buzău. Contra acum pe partea stângă pentru Șepși. S-au înțeles bine Șepși și Bourceanu în prima repriză. Iată-l pe fostul jucător al Galațiului cu centrarea la Mansur. Remarcabil este că dă cu capul în această situație, că ajunge primul la mici. A prins bine săritura. Revedem șutul lui Deac și plonjonul inspirat al lui Pedro Taborda. Pasa lui Cișovski, extraordinar, reușește să se redreseze Cadu, care părea depășit de traiectorie. Contra, greșește pasa. S-ar putea ca în cazul lui Cosmin Contra să apară și oboseală, are 35 de ani. Puternicul Culio a încercat să obțină prin planul această fază, dar n-a făcut ceva decât să scoată mingea în afara terenului. Alexa, Timișoara trebuie să accelereze, pentru că păstrând același ritm,
nu cred că poate dezechilibra această apărare solidă și bine organizată. Minge în adâncime la But, But este periculos în asemenea situații. But scoate în margine la Deac, însă excelent, excelent s-a apărat Șepși. Revine Clujul cu minge în adâncime, același Șepși, prea pe piept, dar pasează greșit, nici But însă nu poate ajunge la acest balon alunecos, care parcă circulă mai repede pe suprafața udă de teren. Lasă bine, lasă răspundă liber jocul Augustus Constantin, până la urmă însă revine și dă lovitură liberă la această intervenție a lui Bonfim asupra lui Culio. Brazilianul își recunoaște greșeala. Este o intervenție din spate, bun, ok. Suntem în campionatul României, trebuie să ne obișnim cu aceste lucruri. În Anglia cu siguranță nu se dă. Dar din nou există acoperire regulamentară. Minutul 5 al reprizei a doua. Clujul a început mult mai bine această parte secundă decât a făcut-o în prima repriză. O pasă în spatele lui Nimbombe. Buda a ajuns la minge, însă cred că a vrut să șuteze, nu s-a gândit că Deac ar putea fi pe colțul lung. Ăsta este atuul lui Bud în asemenea situații. Ruperea de ritm, accelerările care îl pot face extrem de redutabil în duelurile cu Nimbombe. Cred că Timișoara a ars un pic cam repede în primele 30 de minute. Au alergat foarte mult jucători, au consumat foarte multă energie. Clujul s-a stat la cutie, s-a conservat și acest lucru începe să se vadă. Clujenii, cu experiența lor extraordinară, împing jocul spre poarta lui Taborda. Să vedem însă acest contraatac cu Goga. O pasă incomodă pe care reușește să o țină în teren Șepși. Acum Mansur. Jocul curge bine, Goga scoate în margine și o centrare care îl caută pe Mansur. Mansur blocat de Piccolo. Piccolo nu l-a mai lăsat să urmărească balonul. Era oricum departe, Mansur nu putea ajunge, nu putea continua faza. Faultat But. Cristi But are câteva realizări notabile în acest retur. A marcat în partida cu Dinamo, poate cel mai important gol al său în carieră, și a înscris și cu Brașovul, a dat golul victoriei 1-0 în deplasare. Foarte bine Peralta, levită pe contra, Peralta se apropie de careul advers, este întâmpinat de Cișovski. Au probleme acolo cu Urtean și cu Bonfim, până la urmă opresc acțiunea și iată că Timișoara încearcă să acționeze pe contraatac. Cadu este însă mai rapid decât Mansur. Cadu, un jucător care a revenit extraordinar după operație la genunchi în doar câteva luni. Încă o dată o minge aruncată în careu care se oprește pe pieptul lui Mureșan, pe care însă îl trădează preluarea. Recuperează contra, atenție la Bourceanu. Bourceanu, un șut deviat, mingea sare în careu. Este respinsă, faza continuă. Probleme pentru apărarea Clujului, care nu reușește să îndepărteze pericolul. Centrarea lui Bonfim și mingea este trimisă departe acolo. Mansur. Mansur, m-am gândit o clipă că va încerca o foarfe, că este specialist în acest procedeu. Minge grea pentru Cișovski, sare bine cu el Bud, însă Cișovski a trimis spre Nimbombe. Din nou slovacul. Alexa pentru Șepși. Timișoara pregătește meticulos acest atac, care iată pornește cu o diagonală foarte bună către Bonfim. Pasa a plecat de la Alexa, Bonfim însă greșește, posibilitate de contră pentru CFR Cluj. Greșește însă Gabi Mureșan. Pericol acum cu pătrunderea lui Goga, șutul în forța lui Goga este, aude poartă doar. Și iată încercarea de degajare a lui Deac și contra lui Șepși. Cam joc periculos. Da, cam joc periculos, cam cu talpa înainte. Foarte bine a reușit să prelungească Botone, o degajare cam scurtă a lui Nuno Clar. CFR-ul însă întâmpină mult mai sus decât în prima repriză atacurile Timișoarei. Gazdele obligate să apeleze des la pasa lungă. Timișoara nu se grăbește acum pentru că Cișovski are nevoie de puțin timp ca să-și revină. A avut o ciocnire destul de violentă la acel duel aerian de acum câteva secunde.
Sare bine peste minge, foarte bine sare Curtean. Goga, Alexa a încercat dintr-o bucată pentru Mansur, însă Gabi Mureșan se plasează bine. S-a lovit de el ca de un stâlp contra. Acum Alexa, o piruetă a lui Mansur, urcă în dreapta Bonfim. Centrează Curtean și nu face rău. Panin prelungește, corner Timișoara. Munceanu s-ar fi grăbit să repună mingea în joc, însă n-avea cu cine. Vin acum oamenii mari din apărare, Nibombe și Cișovski. Iată centrarea destul de bună, respinge Panin, cam riscant. Încerca să intervină și Curtean, dar Peralta este cel care conduce acum balonul. Schimbă cu Culio. Culio în lung de linie, Peralta era oricum departe. Și lui Culio nu îi rămâne decât să asculte reproșurile lui Mandorlin. Continuă să plouă mărunt la Timișoara. Galeria gazdelor însă cântă în continuare. Poli și CFR Cluj sunt la egalitate, 0-0, contra încurcat de Augustus Constantin. Tot el luptă și reușește să recupereze, dar se complică. Este deposedat și lovitură liberă obținută de Dea. Probabil că Sabău se va gândi cât de curând să facă o schimbare. Cosmin Contra a jucat bine pe acest post, cred eu, nou pentru el, de mijlocaș în spatele vârfului. E, distanța este foarte mare, dar poate că Mureșan va miza pe terenul ud pentru a-i pune probleme lui Taborda. Portarul care i-a luat locul lui Pantilimon după greșeala pe care a făcut-o golkeeperul naționalei la Piatra Neamț, o greșeală care a costat-o pe Poli 2 puncte. Și totuși, iată, Timișoara face zid la acest șut tras de Mureșan. O deviere periculoasă! Este 1-0, gol marcat de CFR Cluj prin Deac. Formidabil, minutul 56. O fază care nu anunța nimic, Deac profită, îl păcălește pe Taborda și Clujul deschide scorul. Primul gol în acest campionat pentru Deac. Într-adevăr, ce moment și-a ales clujanul să înscrie. Dar ce fază! Ce fază curioasă și cât de ciudat este câteodată fotbalul. Iată o deviere, minge ajunge la Deac. Taborda, într-una din ieșirile sale prea puțin calculate, Deac înscrie dintr-un unghi aproape mort și este un moment absolut agonizant pentru apărarea Timișoarei, nevoită să privească cum mingea se plimbă pe linia porții, lovește stâlpul și apoi intră în plasă. Nimeni nu putea interveni. 1-0 pentru CFR Cluj, echipă care, atenție, n-a câștigat niciodată aici la Timișoara, în Liga 1. Și nici n-a luat gol în ultimele 5 meciuri de campionat, în 6 meciuri de campionat. Va fi greu acum pentru Timișoara, care este obligată să-și asume riscul. Recuperează bine contra, centrarea lui Bonfim spre Mansur. Nuno Claro este însă precis. În acest moment Clujul face 58 de puncte, la 6 puncte de Steaua, practic 7, pentru că are avantajul rezultatelor directe și dacă va reuși să mențină acest scor, se poate considera aproape campion. Urcă Sepsi. O minge care ajunge la Goga, fază promițătoare pentru Timișoara, care are 3 oameni în careu. Mansur! Fantastic! Minge scoasă de pe linia porții. Minge scoasă de pe linia porții. Mansur trimisese cu capul. Se părea că Nuno Claro este bătut. Aici vom vedea cine a reușit să salveze. Fie Cadu, fie Piccolo. Nu, este Cadu. Cadu apără pielea clujenilor cu o intervenție formidabilă. Din nou lovitură de cap, de data asta Nibombe. Timișoara, iată, reîncepe atacurile. O va face însă de o manieră mult mai netă, mai tranșantă și probabil mai riscantă. Lovitura de cap a lui Nibombe. Părerea mea este că mingea prindea spațiul porții. Da. Cadu a fost însă acolo și a reușit să respingă. O intervenție care valorează cât un gol, iar Cadu este unul dintre golgheterii clujeni. Are 4 goluri marcate. Cele mai multe le au Traore
și Yusuf Kone, șutul lui Botone. Traore și Yusuf Kone au câte 5 goluri. A fost good. Va fi mult de discutat după meci pe Antena 1. Va fi foarte mult de discutat pe seama acestui meci, indiferent de rezultatul final. O partidă extrem de importantă în lupta pentru titlu. Timișoara, evident, nu renunță. Încă o centrare a lui Sepsi, din nou pentru periculosul Mansur. Mingea lovește în cap pe Goga și sare în brațe lui Nuno Claru. Dacă e să-ți meargă, îți iese totul. Asta este clar. N-ai ce să faci. Rămâne de văzut câte cuie vor mai găsi timișoreni în acest meci. Da, mingea lovește pe Goga și apoi sare în brațe lui Cadu. Lui Nuno Claro. Cadu. Poți să-mi spui și brațele lui Cadu, acum a scos-o de pe linie. Fantastic, la faza precedentă. Fantastic. Se poate angaja și ca portar. De adevăr, Cadu, un fundaș golgheter, un jucător extrem de important pentru CFR Cluj. Din 2006 la echipă, face parte din acest proiect care este pe cale să aducă al doilea titlu la Cluj și care, iată, a realizat deja a treia finală consecutivă.